Premier mâine seară la Giurgiu, când Naționala României va susține un amical împotriva selecționatei Lituaniei. Prima partidă dintre două echipe naționale care se desfășoară la Giurgiu. Întâlnirea fotbalistică de pe Marina Anastasovici va începe la orele 20 și va fi urmărită de aproximativ 7.000 de spectatori. În vederea acestei partide, dar și a celei de duminică cu Naționala Spaniei, selecționerul Anghel Iordănescu a convocat 25 de tricolori, printre cei convocați fiind și doi jucători ai Astrei. Este vorba despre portarul Silviu Lung Junior și despre capitanul Giurgiu venilor Valerică Găman. Tichetele pentru partida amicală România-Lituania au fost puse la dispoziția suporterilor începând de sâmbătă la casele de bilete din Giurgiu. În ziua meciului, tichetele putând fi achiziționate și de la casa de bilete a stadionului Marina Anastasovici. Aceasta se va deschide mâine, 23 martie, la ora 10:30 și va rămâne deschisă până la fluierul de start, respectiv până la ora 20. Prețurile biletelor sunt cuprinse între 20 de lei la peluză și 65 de lei la tribuna 1, sectoarele centrale.